Am o rugămintă la dumneavoastră. Știm cu toții, sau e prima ședință de după festivalul datilor și Liceul de Iarnă, pe care l-a coordonat domnul Marin Ilieș. Eu aș vrea să felicităm cu toții pentru modul în care a făcut-o. Aș vrea, în fața dumneavoastră, pentru că sunteți, ar trebui și trebuie să fim informați în timp real, deși am așteptat o ședință, n-am făcut una extraordinară pentru a vă prezenta și situația, o analiză făcută, spun eu, un detaliu și foarte profesionist în urma acestui eveniment de la Sighetul Marmației și le-aș pofti pe domnul Marin Ilieș lângă noi să ne facă, o prezentare. Eu cred că așa ar trebui să lucrăm pe fiecare eveniment pe care îl vom crea de acum până Sighetul Marmației, pentru că ne interesează foarte mult să știm care e reacția sighetanului, să știm care sunt plusurile care le aduce și de ce nu câștigurile, beneficiile agenților economici din Sighetul Marmației, pentru că e una dintre categoriile profesionale, să numesc așa, care trebuie încurajată. O astfel de prezentare a pregătit și domnul Ilieș. Au fost foarte multe date culese din teren. 50 de studenți au fost implicați. I-ați văzut o parte dintre ei cu semnul de organizator. Ceilalți au fost în civil, să le spun, fără semne distinctive. Cu această ocazie aș vrea să le mulțumesc tuturor celor implicați, domnului viceprimar, colegilor consilieri care s-au implicat, instituțiilor noastre de cultură care au fost aproape de noi, dar înainte de toate, sigur, domnul Ilieș, colegii dumnealui de la Universitatea Babeș-Bolyai și nu în ultimul rând, studenții care, vă rog să mă credeți, au muncit până de zile pentru a pregăti aceste lucruri. Înainte de a prezenta acest eveniment, domnul Ilieș, ceea ce trebuie să ne prezinte, vreau și eu să-i mulțumesc domnului Ilieș și întregii conducerea Universității Babeș-Bolyai pentru modul în care ne-au gânduit și ne-au ajutat în proiectul încurajat de performanță care a avut loc la Schinele lunii decembrie, prin care cei 15 copii cu performanță extrașcolare au fost premiați. Și vreau să mulțumesc pe această cale pentru faptul că s-a implicat în proiectul nostru, a participat acolo și nu am decât să-i mulțumesc și eu vreau să fac un nou public. Domnule primar, am ținut să prezentăm normal cu fiecare acțiune, cu fiecare eveniment, câteva rezultate sintetice privind Festivalul de Dată și Obiectivul de Artă Marmația 2012. Am reușit să adunăm un număr foarte mare de informații, unele pe parcursul pregătirii festivalului, altele în momentul în care s-a derulat. În zilele imediat următoare am făcut o analiză la rece a tot ceea ce s-a întâmplat, și pozitiv și negativ, și am selectat mai mult materiale vizuale pentru a prezenta aspectele cheie ale acestui festival. Aș vrea să amintesc de la început că scopul a fost și de fapt a fost un experiment foarte important privind transformarea evenimentelor în ceva profitabil care să genereze servicii pentru locuitori și oarecum să nu fie un eveniment numai consumator de resurse. Prin datele pe care le-am adunat, prin toate mijloacele pe care le-am avut și le-am pregătit încă dinainte, putem să spunem că, într-adevăr, orice eveniment de tipul acesta putem să-l construim exact pe mentalitatea maramureșanului, pe mentalitatea turistului, pentru că ele trebuie adaptate acestor lucruri. Am constatat că a fost un număr foarte mare de persoane din județele Cluj, Bihor, Satu Mare, Sălaș, Bistrița, care au venit special pentru acest eveniment. Ordinea, sigur, am prezentat aici câteva imagini detaliate,
pentru că acea sfoară pe care am pus-o, am pus-o doar cu scop psihologic, pentru că dacă ar fi fost un gard, ar fi iritat publicul. Așa, dacă a fost o sfoară, puteți să observați că pe tot traseul, doar în sectorul unde am lăsat pentru trecere, oamenii au respectat. Aici avem o comparație, sigur noi avem imagini și de la edițiile anterioare. În partea dreaptă sunt imagini de la această ediție, în partea stângă sunt imagini de la edițiile anterioare. De la aceste situații am și pornit, când toată lumea era adunată în jurul tribunei principale și nici turiștii, nici familiile, copiii nu aveau acces la spectacol și, după cum puteți observa, de fapt în ambele fotografii nu se pot distinge grupurile de public. Practic sunt amestecați. În ediția aceasta, practic pe tot traseu, se poate observa până aici în față la primărie, a fost o ordine de plină. Acea evaluare cantitativă am făcut-o pe cadrane, am făcut numărătoare pe bază de fotografii în intervalul de maximă intensitate și, sigur, v-am spus, am ajuns în jurul valorii de 20.000 de participanți. La o primă privire și un simplu exercițiu, dacă traseul nostru a avut un kilometru și pe două părți, și având în vedere că pe un metru pot să stea lejer două persoane, era suficient să fie un rând de persoane și ar fi fost deja 4.000 de persoane. Dar așa vă dați seama că numărul lor este mult mai mare. Eu văd în 20.000 de persoane 20.000 de consumatori, 20.000 de oameni care consumă servicii, și la care trebuie să ne gândim foarte clar, sigur, pe viitor, cum le oferim aceste servicii, pentru că probabilitatea ca toți oamenii aceștia să poată mânca în oraș este exclusă. Grupurile au fost cele locale, în general formate din 2-5 membri, însă cele de turiști au fost și de familii, 3-4 membri, dar au fost și grupuri foarte mari, de câte 10-14 persoane, care au venit împreună la festival. În același timp, capacitatea de cazare a bazelor din Sighet și din prejurimi a fost la valori aproape spre maxim și aș vrea să vă spun că, în mod normal, pachetele turistice de Crăciun și Revelion lasă o fereastră între ele, este tocmai data festivalului. Deci, practic, în 27 decembrie, în bazele de cazare, foarte puțini turiști erau pentru Crăciun sau pentru Revelion. Pentru că pachetele de Crăciun se încheie, cele de Revelion încă nu au început. Ăsta este încă un element foarte important. Noi avem și alte elemente de detaliu privind cuantificarea economică a acestui eveniment. Pentru că cantitativ, într-adevăr, am ajuns la un festival de dimensiuni foarte mari. Puteți să observați imaginile pe o parte dintre imaginile pe baza cărora am făcut evaluarea. Sunt făcute într-un interval scurt de timp. Deci, practic, am dorit să facem o dispersie a publicului pe un teritoriu mai mare, însă prin prezența lor numeroasă nu am reușit în totalitate. Deci a fost o prezență mult mai mare decât ne-am fi așteptat. Iar dacă ar fi fost cumva o vreme de iarnă veritabilă, nu ne-am fi putut întinde pe un teritoriu mai mare. Deci este foarte clar că și pe viitor, cam ăsta este arealul unde trebuie să organizăm. Nu-l putem întinde, eu știu, până la Big, pentru că dacă sunt minus 5 grade, nu o să reziste publicul să stea la festival. Da, am făcut și câteva calcule, vă prezint numai rezultatele. Am dorit să știm fiecare persoană care a completat chestionarul cam câți bani a cheltuit împreună cu familia și, sigur, am făcut în final niște calcule pe persoană. Turistul a cheltuit în medie 73,2 RON în momentul festivalului, iar maramureșenii, publicul nostru, în jur de 37,2 RON. Media făcută, sigur, cu ponderea fiecărei categorii, a ieșit la 41,5 RON per persoană, nu per familie,
Și sigur, la un calcul simplu, a rezultat că acești oameni, pe durata festivalului, doar în zona centrală a orașului, au cheltuit 831.000 de ron. Deci, practic, aproape 1.000.000 de ron. Probabil, dacă am fi avut mult mai multe servicii la dispoziția lor, sistemele de cuantificare foarte clare peste tot, valorile ar fi mult mai mari. Eu, în aceste cifre, văd oportunități foarte mari. Dacă la această ediție nu am urmărit, eu știu, unele aspecte pentru ca acest festival să devină rentabil economic, pe baza datelor pe care le avem, cred că deja putem să o facem. Canalele de informare. A fost foarte important să știm de unde s-au informat. Noi am pornit destul de târziu promovarea. Am avut pliante, au fost emisiuni TV, spoturi la radio, afișe și desigur că ponderea cea mai mare se pare că se informează de la cunoștințe, de la prieteni, dar totuși informația primară este difuzată tot prin canalele media, prin site-ul festivalului și site-urile asociate, desigur. O pondere foarte mare se vede că a avut și televiziunea prin acele câteva emisiuni care au fost. Afișele, sigur, afișele le-am lipit cu foarte puține zile înainte de festival și, în final, sigur, trebuie să ne gândim foarte bine la ce vom face în viitor, pentru că aceste procente sunt foarte importante. Fenomenul de transmitere informației din gură în gură funcționează peste tot. Deci funcționează chiar și la festivaluri de tip George Enescu. Pentru că, întâmplător, am asistat la o emisiune unde asta susținea directorul festivalului, că este principala metodă. Sigur, am dorit să știm și motivul pentru care au venit. Au fost diverse motive. Unele au fost cu răspunsuri la alegere, altele au fost la liber, au putut să se pronunțe cu privire la ceea ce a fost bun sau nu, în funcție de constatările personale. Aș putea să spun că n-am avut constatări negative decât foarte rar și de regulă câte o singură persoană la un tip de, eu știu, nemulțumire. Nemulțumiri sunt și de genul, unii au spus că e prea lung, celălalt de lângă a spus că e prea scurt. Deci sunt și nemulțumiri de genul ăsta. Deci, practic, sigur, nu putem să mulțumim pe toată lumea. Desigur, v-am prezentat doar câteva aspecte esențiale, nu am intrat în detalii, am căutat să aduc mai multe imagini și cifre finale. Dacă doriți să mă întrebați alte detalii, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Un întrebări, dacă sunt sau completări. Dacă nu, aș mai mulțumim încă o dată în mod oficial și eu cred că merită aplauze. Suntem siguri că și în celelalte acțiuni pe care le vom desfășura la nivel de municipiu Sighetul Marmației veți fi la fel de implicat cum ați fost și în acesta. Mănușa e aruncată. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în eveniment. L-am omis pe Dan Pralea prima dată, neintenționat, vreau să-i mulțumesc și lui. Și celor pe care vă nominalizați sunt mulți cei care au muncit. Nu am spus că au fost, sigur, mai multe persoane care au muncit foarte mult la acest festival. Sigur că trebuie să le mulțumim și lor. Domnul Sanislo a fost implicat permanent, domnul Pralea, doamna Buftea. Și sigur, acum cred că am greșit, am început să spun nume. Mă opresc aici și vă rog să nu vă supărați ceilalți pe mine că nu am spus mai multe. Bun. Mulțumim. Eu cred că ședința poate fi declarată închisă. Ne revedem cu următoarea ocazie.